Ați obținut 3 puncte foarte importante în această seară și mai mult un joc extraordinar. Da, ne bucurăm în primul rând că am câștigat, că am legat 2 victorii și este foarte important pentru moralul nostru. Sperăm să o ținem în continuare tot așa și să câștigăm și la Târgu Mureș. Ați practicat un joc ofensiv, ați reușit să marcați 3 goluri. Este aceasta adevărata față a echipei Dinamo? Da, eu spun că ne-a ieșit cam tot în această seară, ce am pregătit la antrenament și se vede că ce am pregătit ne-a ieșit în această seară și ne bucurăm. 2 victorii obținute consecutiv în campionat, un numitor comun, n-ați primit gol. Da, important că am câștigat și mai bine că n-am primit gol, sperăm să ținem tot așa și cum am spus, victoriile aduc victorii și este important să câștigăm și la Târgu Mureș. Fanii au cântat un meci, nu s-a oprit nicio clipă. Cum te-ai simțit? Cum să mă simt? Mă simt primul onorat să port acest tricou, să joc pentru Dinamo și am mai spus-o că avem cei mai minunați suporteri și ne bucurăm că a fost în această seară alături de noi. Urmează meciul cu Târgu Mureș și o echipă bună din Liga 1. Da, un meci foarte important cu o echipă cu jucători de valoare, spun eu. Sperăm să nu pierdem acest joc și să ne întoarcem cu cele 3 puncte. Ce mesaj ai pentru fanii echipei? Ce le transmiți după spectacolul pe care l-ați făcut în seara aceasta? În primul rând le mulțumesc că sunt alături de noi și sper să o facă în continuare pentru că noi de la meci la meci vom da totul pentru ei. Valentin, spectacol în această seară în Ștefan cel Mare, 3 goluri marcate și un joc ofensiv foarte bun. Cum a fost? A fost un meci greu la început, ați văzut că nu prea am avut ocazii, mă bucur că am reușit să marcăm în prima repriză, pentru că e benefic pentru o echipă să marcheze în prima repriză și mă bucur că am reușit să câștigăm la scor de neprezentare. Cum ți-au părut fanii în seara aceasta? Au cântat neîncetat, au fost alături de voi și sunt sigur că au contat foarte mult în acest joc. Da, mă bucur că au venit în număr mare, sper să vină și următoarele meciuri, pentru că avem nevoie de ei. S-a văzut că cu o asemenea suporteri în spate, echipa joacă mai bine. Ai reușit să marchezi, este o descătușare pentru tine acest gol? Nu este nicio descătușare, eu trebuie să marchez la fiecare gol. Mă bucur că am reușit să fac asta și sper ca și în meciurile viitoare să continui așa. Locul 4 în acest moment, ești mulțumit? Da, sunt mulțumit la momentul actual, ținând cont că acum 2 etape eram pe locul 8. Sper să urcăm în clasament, să terminăm în primele 3. Camil Bilinski a marcat 2 goluri, vă face cinste în seara asta? Nu, el trebuie să marcheze meci de meci pentru că este atacant, este un jucător de valoare, este un jucător care trebuie să fie golgeter în această țară și mă bucur că a reușit să marcheze astăzi 2 goluri. Urmează meciul cu ASEA Târgu Mureș, o echipă bună din campionatul românesc. Cum vezi acest meci? Da, este un meci foarte greu pentru că și este acolo sus, dar trebuie să ne mobilizăm, să adoptăm tactica care trebuie și să reușim să învingem. Este aceasta fața lui Dinamo? Da, ținând cont că am câștigat acasă cu 3-0, da, cred că este fața lui Dinamo. În final, ce mesaj ai pentru fani, pentru toți cei care sunt alături de echipă și la bine și la rău? Îmi doresc să vină în număr cât mai mare, îmi doresc să participe și la meciuri în deplasare într-un număr poate la fel de mare și sperăm să le răsplătim încrederea.